meciul cu Canada, cum l-a trăit? Intens. Suntem foarte încântați și foarte mândri că avem așa o națională de rugby. M-a impresionat că a jucat eroic, domnule. A jucat eroic, pur și simplu. Era să facem infart de 10 ori, dar am avut încredere în ei până la sfârșit și totul a ieșit bine. I-a venit și momentul lor. Nu i-a băgat lumea în seamă și au arătat ei despre ce e vorba oricum. Din nimic au făcut ce au făcut. De unde le-a venit, cum le-a venit, nu știu. E ceva fantastic, oricum. S-au bucurat cei din Anglia pentru România, cu atât mai mult eu. Așa, puterea dacilor la sfârșit, pe ultima sută și-a câștigat. Ăia plâng, ai noștri se bucură, normal. Dacă ai fi lângă ei acolo, ce le-ai transmit? Le-aș transmite mult succes. Să bată, să câștigi. You're nice guys, have a great game and do the best. Le urez din tot sufletul să reușească, așa cum au reușit în meciul cu Canada. Multă baftă. Go get them boys, I'm with you. Hai Dacia, hai România. Le țin pumni. Dacă ei cred, se poate orice. Multă baftă. S-a făcut puțin pierna de găină pe mine și mă bucur să văd că a apărut și rugby și sport în primul rând. Ar trebui să se îndrepte mai mulți români către rugby? Bineînțeles. Bineînțeles. Sigur că da. Un adevărat atac de dăruință și s-au străduit tare mult. Felicitări lor și mult, mult succes pe mai departe. Dacă continuă tot așa, sper să ajungă departe. După 15-0 pentru canadieni, se întoarce în rezultate și cred că 17-15 e ceva deosebit. Să facă și cu italiene, cel puțin așa. Ai da să-mi strie gămeți un patara jăgărale, ca ție gândi de frumușă. O atitudine ideală pentru orice meci, de sport, de rugby, în orice. Eu vreau să câștige, da. După mine scurt, victorie. Le spun să creadă în șansa lor. Dărure cât de mult să vină cu victoria acasă. Succes băieților și să ne aducă bucurie. A fost foarte bine. După revenire, mie mi-a plăcut foarte mult. Meci deschis pentru ambele echipe. Am fost surprins, pur și simplu. Mi-a plăcut. Ai da să-mi trigă gămeți un patara jăgărale, ca tine gândi de frumușă. Succes și numai înainte. Tare, tare și cu forță. La 15-0 cine mai crede ca asta? Felicitări pentru acest băieți că au muncit și s-au luptat până în ultimul minut. Baftă și succes la meciul cu Italia.